venit la Star Matinal Ionut Sava, bărbatul cu cel mai lung păr din România, cel care întoarce privirile pe oriunde merge. Se află chiar în aceste momente la unul dintre cele mai importante festivaluri de mâncare, iar colegul nostru Alex Dobreanu se află și el acolo. Bun găsit! Bun găsit, Natalia. Aș putea spune că am ajuns în rai la ce bunătăți avem aici. Ionut Sava s-a ocupat de acest târg să avem cele mai bune dulciuri. Ce să le numesc așa, da? În primul rând, uitați și ce lucrare la un festival de mâncare. Ești imaginea acestui festival, aș putea spune. Bună ziua, bine ne-am reîntâlnit. Bine ați venit la Bucharest Street Festival. Da, suntem o echipă, fiecare știe rolul în acest business și după cum spuneai și tu, este vorba despre desert. Ne aflăm la a doua ediție a acestui festival, un trend care a luat amploare în România de aproximativ 2 ani de zile, prin marile orașe din România. În București ne aflăm la a doua ediție, iar noi astăzi suntem prezent cu un desert destul de nou pe piață, pot să spun și pe piața din Europa. Este vorba de Bubble Waffle, un desert ce conține un gofre. Vorbim de desert, hai să-l și vedem. Vreau să-l văd așa puțin mai aproape. De exemplu, acum acesta cu ce este? Acum o să vi-l arătăm pe cel care este pe bază de marshmallow și bezea. Coca este făcută 50% din lapte, ouă, zahăr, 30% pasiune și 20% ingredientele sunt secrete. Al doilea ingredient este la fel, pe bază de înghețată, cu frișcă, topping de ciocolată și cu Oreo. Iar acum este un desert care îmi place mie mai mult. Acesta este, îmi place și mie. Da, este cel pe bază de fructe și avem mure și căpșuni. Și vreau să te rog și pe tine să-ți alegi un desert, ca Dorul, colegul nostru, să realizeze una. Acum pe loc, cam cât durează? Aproximativ un minut, două minute maxim. Cu fructe de pădure, vă rog. Dar până se face acel desert, vreau să-mi povestești puțin despre această mașină. Pentru că desertul se face într-o mașină specială, nu? Are o poveste. Are o poveste, da, așa este. Colegul care îți face acum ție desertul este foarte pasionat de mașini clasice. Iar acum un an jumătate a mers la Monaco și a ridicat această mașină superbă. Mașină de fițe. Fetele când aude Monaco deja... Da, este un Renault Estafet care din păcate... Să nu dăm nume. Nu dăm nume, care din păcate era căzut. L-am luat de la niște hipioți care a mers cu el chiar până la în Tibet. Și de un an jumătate lucrăm la designul, decorul acestei mașini, iar produsul final din această mașină arată după cum puteți observa. Știi că nu prea vine să te mai ascult, nu? Da, și toți care vin pe la festivaluri și ne-au văzut, așa e, sunt fericiți când ne văd produsul. Drept urmare, invit și pe cei de acasă, bucureștenii, părinții cu copii, fetele, bărbații, să se îndulcească, să le descrețim fruntea și așteptăm și la concertele care vor fi în această seară. Sub Carpați, Macanache și Les Elefants Bizar. Atmosferă, mâncare bună, desert, exact. Ce mai? Va ține până duminică seara și sper să vă placă, să vă simțiți bine. Cu siguranță ne vom simți bine, dar practic asta este o afacere de a ta, nu? Aș putea să o numesc așa? Singur nu reușești, mereu este nevoie de echipă, este o echipă în acest business și toți suntem pasionați atât de mașini, de gastronomie și am dat startul acestui business, acestui produs. Cine vrea să mănânce un desert poate să se așeze aici frumos pe iarbă, nu? 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 Poate să te așezi aici pe iarbă, că văd că aveți niște perne foarte frumoase. Este o zonă de chill, lumea poate să se așeze, o să avem și băncuțe, și scaune, și acești puf, unde poate lumea să se așeze, exact. Îmi dai voie să gust puțin din desertul, să practic să-ți dau o notă. Ai grijă că la noi ăștia bărboși e dificil cu frișca, cu înghețata, dar e... Hai să vedem cât de bună e. Cu siguranță, lui Bote nu e poftă deloc, pentru că lui nu-i plac dulciurile. Natalia
și Raluca. Eu aștept sâmbătă, duminică, când are timp, cu mare drag. Fetelor, vedeți, așa cum am spus la început, aș putea spune da, sunt în rai, uitați ce bine arată, cum se numește? Bubble Waffle. Și nu trebuie să mergeți la sală după ce îl mâncați. Nu. Cel care vrea să mă apuc de sală. Deci este totul bine, ce să-ți doresc, succes și să ai parte de cât mai mulți clienți aici. Sper să fie într-un ceas bun, Doamne ajută. Și mai ales domnișoarele, când te vor vedea îmbrăcat așa, cu siguranță se vor opri aici la tine. Le aștept cu mare drag. Mersi mult de tot, Răzvan, Natalia. Mulțumim, Alex, mulțumim. Poftă bună!